Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial cu Sniper! De data aceasta vă voi arăta cum să faceți un folder invizibil pentru toată lumea. Ciudat. Oricum, la general intrăm, la general intrăm și dăm pe hide, 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 pac! Nu mai e. Ești pe bune, folderul nu mai e. Și... el încă este salvat, însă trebuie să intri aici la control panel. Cred, nu mai știu sigur. Intrăm la aceasta. Ba nu. Intrăm la unde era. Cred că aici, nu aici. Să vedem. Nu mai știu unde era aia cu folderele. Deci, scuzați-mă până găsesc. Ups. Nope. Action Center. Hai să vedem Action Center. Prin da program online. Virus Protection, mersi. Da. Deci, pe bune, eu nu m-am pregătit pentru tutorialul acesta. Deci, WhatsApp. I'm loser. Network and internet. Ok. E ciudat. Administrativ. Upsii. System. Up. Deci am făcut o dată. Și folder opționat. Ce bun sunt. Deci vedeți asta. Show all folder. Și când dau tapi și ok, stați așa. Ok, mă cam enervează. Folder opțiun, show all folder. No, era aici. Automatic, da, nu aici. La Wi-Fi empty drive hide. Don't show hiding files folder. Și uitați aici, fac, mă rog, show hide in false, ok. Și, unde ești cu pomul? Ah, uite, click. Deci ați văzut, mă rătăcit eu puțin prin foldere. Ah, și ca să-l faceți să nu mai fie hide, intrați din nou la properties, la general și hide in, fac, ok, și nu mai e hide. Acum intrăm din nou la folder options, la Valve și don't show allow, pac. Și vedeți, simplu și ușor, deși eu m-am rătăcit. Așa, și acesta a fost tutorialul, cum să faci foldere invizibile. Sau ar mai fi unul. Facem așa, luăm un folder oarecare, facem la properties. La, se pare că va trebui să... change icon. Și sper să fie și aici. Uite, loc liber, ok. Și aici puteți să puneți ceva genul... Și sincer, cine ar sta să uite... Uitați aici. Cine stă să uite la o liniuță de aici? Vedeți. Sau... stai să văd. Corect. Îl ascundeți cu un gadget. Și nu prea poate lumea. Și uite, când îl deschid, e un folder. Capau. Deci, acesta a fost tutorialul numărul 2 din tutorialul numărul... Da. De fapt, două tutoriale într-unul singur. Și asta ar fi tutorialul numărul 2. Deci... 2 în 1. Pa! De fapt, să pa sau să nu pa? Aceasta e întrebare. Eu zic să nu pa. Ne mai vedem!